Prima zi de școală Dragi copii, dacă n-aș fi văzut cu ochii mei, n-aș fi crezut. Și poate nu o să mă credeți nici voi acum, dar până la urmă tot o să mă credeți. M-am întâlnit întâi și întâi cu un bunic. Și-l întreb, încotromușule, La școală? E toamnă, gata cu jocul? Hm, râd eu fără să cred. Și în ce clasă? Auzi întrebare, în clasa întâi, răspunde bunicul. Și hopa hop, hopa hop, hop, pleacă mai departe. L-am urmărit cu privirea. Într-adevăr, bătrânul a dat colțul străzii și a intrat în curtea școlii. A deschis ușa și nu l-a mai văzut. Plec mai departe și mă întâlnesc cu ursul. Și după urs venea pădurea. Auziți copii, o pădure întreagă. Când mă vede ursul, dă să fugă în pădure. Eu strig, nu te speria ursule că nu-ți fac nimic. Așa, spune ursul. Dar unde mergi cu toată pădurea după matale? Unde să merg? La școală! Care școală? Auzi întrebare. N-ai văzut adineauri un bunic? Ei bine, tot acolo merg și eu, în clasa întâi. Vai de mine! Și pădurea? Și pădurea, dacă vrei să știi, tot acolo merge. Sări cu gura cam supărată pădurea. Adică dacă sunt pădure, eu nu trebuie să merg la școală? Și noi mergem tot la școală! Care voi? Stați, nu mă încurcați! Simt că amețesc. Voi cine mai sunteți? Noi cei din pădure! Și ce să vezi? pâș apare ariciul. hopa apare veverița. Hau-hau apare lupul. Sunt și eu pe aici! Spune vulpea răzând și furișându-se spre mine cu coada ei lungă și roșcată. Când l-am văzut și pe iepure, am amețit de-a binelea și vulpea de colo către urs. Dă-i dragă puțină smeură să se răgorească, să fi speriat băiatul mai știi și noi să mergem că e târziu. Și ursul mi-a dat smeură. Am simțit un gust dulce acrișor pe buze și parcă, parcă mi-am mai revenit în fire. Deschid ochii mari și-i văd pe cei din jurul meu, dar Ia-i de unde nu-s! Cotiseră strada și intraseră în curtea școlii. Începuse să-mi fie frică. Trebuia neapărat să alerg la copii, să le spun ce s-a întâmplat, că ar fi mai bine să nu meargă azi la școală, că acolo, în clasa întâi, a intrat și lupul, a venit și ursul și... Ah! Numai de n-ar fi prea târziu! Copiii trebuie să sosească dintr-o clipă în alta și fug. Dar, dintr-o dată adus de vânt, apare un balon roșu. Foarte bine, spun eu, balonul roșu mă va ajuta să zbor mai repede la fiecare casă unde sunt copii de clasa întâi. Balonul însă, ce credeți că îmi spune? Îmi pare rău, nu pot să te ajut, e târziu, trebuie să plec la școală, sunt în clasa întâi. Ei, nu că asta nu se poate, simt că amețesc chiar, v <laughs> văd o rândunică și strig, rândunică, dragă rândunică, ajută-mă, zboară repede, repede la copii și, și, nu pot, nu pot, spuse rândunica. Trebuie să plec, cip -cirip, cip cirip, Știu, știu, pleci în țările calde, dar pleacă și tu mâine. Dar eu, eu, eu nu plec în țările calde. Eu rămân aici, în țările calde, pleacă prietenele mele, surorile mele, verișoarele mele, bunica, mămica, bunicu tăticu. Dar eu, eu rămân. Eu merg la școală, sunt în clasa întâi, la revedere, la revedere, cip ceip Și a zburat. Apoi, apoi a venit calul. Trop, 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 trop. A venit și mielu și în urma lui o păpușă cu ochii albaștri și în urma păpușii o pisică și trei pisoi și, şi... e bine, oare visez? Ba nu, nu visez deloc. Mi-a răspuns omul de zăpadă. Dar e toamnă, strig eu. De unde până unde un om de zăpadă acum când nici măcar nu s-a scuturat frunza? Cred, cred tot ce spui, a răspuns omul de zăpadă. Dar ce era să fac? Trebuie să merg la școală. Sunt în clasa întâi. Nu pot să aștept până la iarnă. Vrei să rămân cu lecțiile în urmă? Și a plecat. Au plecat toți. Toți. I-am văzut cu ochii mei intrând în curtea școlii, urcând scările, deschizând ușa, intrând în clasă. Am auzit în capătul străzii glasuri de copii. Erau prietenii mei din clasa întâi, veneau la școală. Stați, stați! strig eu alergând în calea lor. Nu vă duceți acolo! Cine știe ce o să se întâmple! Eu cu ochii mei l-am văzut pe lupi intrând în clasa voastră! Eu cu ochii mei l-am văzut pe ursi intrând în clasa voastră! Eu cu ochii mei am văzut-o pe vulpe și am văzut veverița și calul și pisoii și pădure. Auziți voi o pădure întreagă? Nici nu mai este loc și mi-e frică. Doar voi știți ce a făcut lupul scofiței roșii. Rămâneți aici, să stăm la pândă, să așteptăm. Dar copiii erau nerăbdători să meargă la școală. De când așteptau ei să urce scările, să deschidă ușa și să spună Bună dimineața, clasa întâi! Și clasa să le răspundă Bine ați venit, copii! De când vă aștept? Și copiii, bineînțeles, n-au vrut să mă asculte. Au plecat. Ba chiar mai repede și parcă mai vesel. Iar eu? Eu? Eu atunci? De ce să rămân singur? De ce? De ce să nu văd și eu cu ochii mei minunea? O clasă, o singură clasă în care a putut să încapă atâta lume de copii și o lume întreagă de povești. M-am furișat pe după colțul școlii, am ajuns în dreptul ferestrelor de la clasa întâi, mă ridic pe vârfuri și... și... nu văd nimic. Dar absolut nimic. În clasă, nimeni. Copiii erau încă în curtea școlii, așteptând să sune clopoțelul. Dar ei, ei, ursul, vulpea, pisoi, ariciul, hm, nici măcar bunicul nu era. Vai de mine și de mine, să știi că lupul l-a mâncat pe bunic, vulpea l-a mâncat pe iepure, pisoiul pe... Pe cine putea să mănânce pisoiul, că ce n-am văzut? Mă uit iar, nimic. Mă ascund după fereastră și repede mă uit iar. Tot nimic. Clasa goală, pereții albi, băncile, catedra, cuierul, soba, toate la locul lor. Nimic răsturnat, nici o urmă de bătaie, de învălmășală pe nicăieri. Apoi a sunat clopoțelul. Copiii au intrat în clasă. Eu fug după ei. Mă ascund după sobă. Privesc bine, bine de tot. Pe bănci, în dreptul fiecărui copil, așteptau carte. Aud bine, bine de tot. Învățătoarea i-a poftit pe copii să răsfoiască prima lor carte de școală. Și copiii nerăbdători au și deschis abecedarul. Și? Și ce credeți? Toți, dar toți cei pe care îi întâlnisem eu pe drum, urs, arici, păpușă, bunic, pisoi, vulpe, rândunică, om de zăpadă, toți, toți, toți erau aici. Chiar aici, în clasa întâi, pe foile abecedarului. Extraordinar! Dacă nu mă credeți, deschideți abecedarul și... și... Și-am îngălecat așa și v-am citit povestea așa.